Credințele larg răspândite leagă ciclismul de unele riscuri privind fertilitatea masculină. Activitatea fizică are în mod cert verificat efecte pozitive asupra sănătății, există însă unele sporturi care, dacă sunt practicate la intensitate mare și fără precauțiile cuvenite, te pot expune la anumite pericole. Un caz mult dezbătut este cel al ciclismului. Convingerea că ciclismul pune în pericol fertilitatea masculină este una destul de răspândită. Înainte de a aborda subiectul posibilei legături dintre ciclism și problemele de reproducere la om, trebuie subliniat că acest sport poate fi practicat la intensitate scăzută, adică mai puțin de 3 ore pe zi la viteză mică, sau la intensitate mare, adică pentru mai mult de 3 ore pe zi sau de cel puțin 3 ori pe săptămână, stând în șa cel puțin 40 de kilometri. Fiind vorba de acestea, nu există o bază științifică solidă conform care acest sport provoacă modificări ale fertilității. Există unele studii care ajung la concluzia că ciclismul afectează negativ calitatea spermei, dar în aceste studii au fost examinați în principal bicicletele Cicliștii profesioniști în timpul carierei și nu cicliștii amatori. În plus, chiar și la sportivii de nivel înalt, situația tinde să revină la normal după ce se încheie cu competiția. În orice caz, la cei care practică acest sport de intensitate scăzută, nu s-a demonstrat nicio corelație între activitatea fizică și alterarea fertilității. Totodată, nu există dovești științifice care să demonstreze faptul că ciclismul are efecte negative asupra fertilității masculine, deoarece modificările lichidului seminal au fost observate doar la sportivii profesioniști și în raport cu perioada în care aceștia au participat la competiții. În plus, nu există dovezi din studii controlate și serii mari că acest sport favorizează disfuncția erectilă la subiecții altfel sănătoși, relatează mediafax.ro.